Cu prilejul anului omagial al pastorației părinților și copiilor, Departamentul de Carte pentru Copii și Tineret din cadrul editurilor Patriarhiei Române a pregătit o colecție de carte intitulată Chipuri ale Sfințeniei. Primul număr este dedicat vieții Sfântului Antipa de la Calapodești. Recent a apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române primul număr din cadrul colecției Chipuri ale Sfințeniei, dedicat Sfântului Antipa de la Calapodești. Cartea cuprinde într-o manieră accesibilă și prietenoasă pentru copii viața Sfântului Antipa, care a fost o căutare continuă a Sfințeniei. Acesta fugea de lume, dar ajungea din nou în mijlocul oamenilor pentru a le oferi ajutorul. Oamenii îl căutau pentru cuvintele sale pline de înțelepciune și pentru minunile pe care le făcea, scoțându-i din necaz. El a fost alături de fiecare, dar atunci când putea, se retrăgea în liniștea care îi era atât de dragă. De ce această colecție? Pentru că copiii din ziua de astăzi sunt mai familiarizați cu supereroi, cu faptele lor de vitejie, supereroi pe care văd în desenele animate, în filme, și sunt mai puțin familiarizați cu viețile sfinților care au primit daruri minunate de la Dumnezeu. Pentru a primi aceste daruri, Sfântul Antipa a avut un drum foarte anevoios. El încă din copilărie a rămas orfan, a trebuit să își ajute familia, a știut că pentru a-și asigura traiul de zi cu zi trebuie să învețe o meserie și de aceea a plecat la Mănăstirea Neamț, unde a învățat arta legătoriei cărților. Întorcându-se acasă, a continuat cu drumul spre Sfințenie. A fost o căutare continuă a Sfințeniei. Putem să spunem că viața sa este un îndemn pentru copiii din ziua de astăzi. Este un îndemn pentru a fi responsabil, pentru a fi responsabil încă de mici, pentru a-și ajuta părinții, pentru a fi atenți la nevoile celorlalți, pentru a căuta liniștea și pacea într-o perioadă atât de dezbuciumată și pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Am început această colecție cu viața Sfântului Antipa de la Calapodești, deoarece viața sa este mai puțin cunoscută de copii. El este sărbătorit pe 10 ianuarie. Am încercat prin aceasta să facem și o ordine cronologică a apariției cărților dedicate sfinților. Trebuie remarcată grafica acestei cărți, o grafică realizată de doamna Corina Petre. Ea a încercat să dea viață textului prin ilustrații, a punctat fiecare moment important din viața Sfântului Antipa. Ne dorim să fie o colecție ilustrată viu, prietenoasă, care să incite pe copii să o citească, să o caute și să o citească. Colecția Chipuri ale Sfințeniei va continua și în anii următori, pentru anul acesta fiind pregătite încă 6 vieți de sfinți. Sfânta Fotini, Sfântul Pantelimon și mama sa, Evula, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Brâncoveni, Sfântul Vasile cel Mare și Sfânta Teopista împreună cu familia sa.